Până la data de 25 august 2015, contribuabilii, persoane fizice și juridice, trebuie să prezinte obligatoriu organului fiscal formularul 097 privind aplicarea ori încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezentată de formularul 112. Obligatoriu este formularul 224, reprezentat prin declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România. Obligațiile declarative ale contribuabililor, persoane fizice și juridice, nu se opresc aici, iar până la data menționată aceștia trebuie să prezinte la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș și alte documente. De cont de taxă pe valoare adăugată, formular 300, de cont special de taxă pe valoare adăugată, formular 301, declarație privind sumele rezultate din ajustarea, corecția ajustărilor, regularizarea taxe pe valoare adăugată, formular 307. Declarație privind taxa pe valoare adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile, al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată a fost anulat conform articolului 153 aliniat 9 litera A, E, litera G sau H din codul fiscal, formular 311. Declarație recapitulativă privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare, formular 390 VS. Declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, formular 394. Mai multe informații în acest sens se pot găsi pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.